Următorul concurent s-a născut la București. Este pe jumătate oltean, dar adoră muzica din Banat. Florin Mihalache. Ce-ai gătit azi? Pe lângă muzică, îmi place să mănânc și cred că se vede. Sarmale ți-a făcut mama și mă mănânc. Îmi plac sarmalele la nebunie. Și cum le face mama, nu le face nimeni. Varza aia acră și cărnița bine tocată și ceapa și toate mirodinile pe care le pune mama acolo sunt extraordinare. Mănâncă cu poftă foarte mare și mi-e drag să-l privesc. Să fiu casier e plăcut și dificil în același timp. Însă, în timp ce scanez produsele în magazin, chiar le cânt clienților să le facă așteptarea mai ușoară. Deja ai fani aici în rândul publicului spectator de la Vedeta Populară. Dragi prieteni, trebuie să vă spun, poate vi se pare o curiozitate, ceva interesant, ce face Florin la serviciu, ați înțeles că este casier la un supermarket. Le cântă clienților, șefilor, colegilor, tuturor le cântă. Ce le cânți? Le cânt muzică populară, de veselie, de voie bună. Păi și nu greșești calculele? Sunt atent și acolo și acolo. Deci pot să faci asta, am înțeles. Da. Bun, să auzim, domnul Dinescu, vă rog. Sigur că e o apariție foarte simpatică, așa apare dintr-un film japonez, după părerea mea. Ce sunt astea? În picioare, ce... Opinci. Nu, opincile am văzut, schiurile alea, dar ce sunt ciorape? Se numesc obiele. Obiele, da? Obiele. Și protejează piciorul de frig. Sunt frumoase că îți fac glezna subțire aceste obiele. Bun, doamna Elize, vă rog. E simpatic, da. Eu apreciez în mod cu totul deosebit faptul că, deși concurentul nostru este originar din București, a reușit să-și însușească perfect atât melosul bănățean, cât și graiul. Și timbrul tău este unul care emoționează. Bravo! Mulțumim! Felicitări, Florin! Ne vedem la proba a doua! Succes, cu încredere, pentru mai departe! Da. După prima probă, mă așteptam să fiu criticat. Însă am primit laude foarte multe. Și mă bucur. Intră clienții, da? Da. Fii client, fii client. De nu... Oh, ce de mață. Ia, uite. Pune și asta, ia și asta. Așa? Pune-te la coadă, pune-te la coadă. Mama, așa. Aici e coadă, aici e coadă. Pui marfa, pune marfa. Bună ziua. Bine v-am găsit. Avem și noi produsele astea. Îmi place în primul rând că sunteți veseli, așa, clienți, mai rar. Da, haideți să începem să scanăm. Da? Uite, devenim triști. Cu cât scanați mai mult, cu atât suntem mai triști. Nu, că vă cânt și o piesă frumoasă. Ia, așa, când suntem triști.
insistăm că ne luați bani. Hai la joc, la 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 nu sta în loc, la 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 la. Poftim, 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 po